Hotărâre privind revocarea domnului Vasile Tudor din funcția de administrator director interimar SCT Comorban Sfântul Ozenza și numirea domnului Șefănescu Cornel ca administrator director interimar. Eu sunt domnul Șefănescu. Da. Pentru cine nu cunoaște pe domnul Șefănescu, a lucrat la Termurban, este energetician, cunoaște bine problemele de acolo, grosso modo vorbesc, da. Noi îl cunoaștem, am avut o discuție preliminară cu dânsul, am avut aceeași discuție și cu domnul director, care mai de mult ne-a spus că ne roagă să-i luăm această povară de pe umeri și pentru că este un punct sensibil Termurban pentru noi. Și pentru că, în bună parte, ca să menținem sustenabil prețul de cost al energiei termice, vom încerca să găsim soluții, inclusiv pe partea pe specializarea domnului Ștefănescu și lucrând acolo de la început și cunoscând foarte bine uzina aia, am considerat că este corect și este persoana indicată la acest moment să conducă acea unitate. Explicându-vă, bineînțeles, și problemele care o să le avem în acest an 2010. Mai sunt probleme noi. Chiar dacă s-ar putea să fie deplasată. Bine, nu știm de ce domnul Corect și-a dat demisia. Am vrea să știm care e apartența politică al domnului Șefănescu. E ceva normal să știm. Dacă are. Dacă are. Nu am apartenit. Nu e nimic că domnul... erau intenționat. Să-i cer, vă spunem. Nu aparține niciun partid. Vă mulțumim foarte frumos. Vreau să vă spun o... Deci, domnul Ștefănescu, sunteți de acord să fiți, da? Că nu am nicio cerere. Și totuși, dacă... Să știți că nu vă întreb gratuit. Bănuiesc că nu face nimic. Pentru că nu veniți peste 6 luni de zile ca... celălalt coleg să spune, domnule, nu mai e. Și ce care? Bine, dacă am cunoscut viața... Măcar îi bat o brază. Nu, și totodată să-i mulțumim, domnului director, pentru că a preluat uzina într-o perioadă grea, a dus-o și o duce în continuare într-o perioadă grea. Am muncit foarte mult. Nu, nu avem nimic de comentat în punctul de vedere al directorului propriu-zis asupra activității de la Termurban. Sunt foarte multe probleme tehnice cu care ne-am confruntat și ne vom confrunta în continuare. Problemele financiare sunt grave. Problema e că trebuie să fie și o mână forte acolo, să tai un pic în carne vie, pentru că nu vom reuși să susținem acest sistem care, spre disperarea multora, funcționează foarte bine. Și încă mai bine. Adică Oltenița, pot să vă spun că este un vârf de gamă din punct de vedere al acestei investiții. Dacă i-au zis pe ăștia la televizor cum se vaită, tot vorbesc de repartitoare, de posturi, de centrale performante, noi chiar suntem cu automatizările și cu modificările care le-am făcut la ora actuală și aici să aducem din nou acele panouri solare care furnizează apă caldă menajeră pentru 500 de apartamente, sunt lucruri de vârf în domeniul energiei termice și este păcat ca acest sistem să moară, pe de o parte datorită faptului că virgulă, condiția de acum este proastă și nu vă spun și gradul de încasare care este și consider că trebuie să luăm niște măsuri radicale în cadrul societății. Să supunem vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?